Salutiamo il Presidente, l'onorevole Presidente, l'onorevole deputato, l'onorevole deputato della Presidio, in sala, l'onorevole vice Presidente, m-am hotărât să candidez pentru funcția onorantă funcție de președinte a organizației municipale și poate că nu se pare caragios, dar una din ele dau asta. Carnețelul roșu pe care l-am făcut. Istoria acest albastru pe care MMU cred că și-aduce aminte primul carnet din 89 activez ca membru activ și vector de opinie în organizația dumneavoastră. Și acesta este carnetul numărul 29 PSD Partidul Social Democrat. Și asta îmi dă dreptul de a candida. Și acum să începem discursul pe care eu l-am făcut. Să știți că am făcut mai mult, mulți m-au încurajat să nu renunț, mulți mi-au spus să fiu dumneavoastră, nu știți, să nu fiu dur, să nu fiu, am făcut vreo 4 discuri. Și asta l-am scos, cred că cel mai echilibrat pentru organizația municipală. Eu gândesc ca un campion, să știți. Organizația de aici și toate lucrurile de cuvânt ale domnului președinte, domnului președinte, a contracandidatului meu, au fost că suntem o echipă, suntem campion. Doamne președinte, domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari, stimați colegi, onorați invitați, presa noastră liberă și independentă, bineînțeles, la conferința noastră. Vă cunosc pe toți din sală și sper că am făcut o proporție mare și dumneavoastră vă cunoașteți. De aceea voi începe cu o întrebare directă adresată domnului Tincu. Nu ați simțit niciodată, niciun moment nevoia de a depune o demisie din funcțiile politice după ultimul eșec? Mă refer aici la alegerile locale? Se pare că nu. Aici fac o paranteză dumneavoastră, știți că eu am început solicitat imediat după alegerile locale o analiză a organizației noastre municipale. Nu s-a făcut, s-a uitat, s-a omis. Dumneavoastră candidați la funcție de președinte al PSD-ului. Cred că PSD-ul merita primăria Botoșani. De fapt, PSD-ul era tator cu primăria Botoșani. Față de toți botoșenii care ne-au votat într-un număr atât de mare. Dumneavoastră ați spus aici. Noi ne-am văzut, ia botoșani. Noi ne raportăm la ceva.